Jandarmii montani de la detașamentul Sinaia din cadrul IJJ Prahova au fost solicitați prin serviciul 112 de două ori la interval de 45 de minute pentru salvarea și recuperarea celor două grupuri, unul de 4 persoane, celălalt de 10, care au pătruns pe traseul Valea Peleșel și nu și-au mai putut continua deplasarea din cauza terenului accidentat și a zăpezii troienite. Reprezentanții Jandarmeriei montane spun că au mediatizat permanent în media și pe rețelele de socializare acțiunile de salvare a turiștilor care s-au aventurat în afara pârtiilor nesemnalizate, dar avertizmentele lor sunt ignorate și imprudențele continuă. Stratul de zăpadă permite practicarea sporturilor de iarnă atât pe pârtii cât și în afara acestora, dar combinat cu slaba informare cu privire la zonele amenajate și destinate practicării acestui sport în bune condiții, situațiile conduc la pătrunderea turiștilor pe văile de abrupt, fără ca aceștia să cunoască riscurile la care se expun, fiind astfel necesară intervenția echipelor de salvare din cadrul jandarmeriei.